Domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Sărbătoresc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul neamului românesc, numit și cel din tâi chemat întrucât a răspuns primul chemării lui Hristos la apostol. Cei Domnului a fost în sărbătoare și zeci de giurgiuveni au asistat la slujba oficiată de Sfântul Andrei. Please.
pentru că Sfântul Andrei este ocrotitorul României, iar mâine celebrăm Ziua Națională a Țării în cadrul slujbei. Oamenii au adus la biserică bucate pentru a fi sfințite, au aprins lumânări pentru adormiți și vii și s-au rugat pentru sănătate și bunăstare. Ce ați venit? Proclamată sărbătoare bisericească.
tradiției populare românești și noaptea de 29-30 noiembrie, noaptea Sfântului Andrei, este marcată de unele obiceiuri și tradiții. Majoritatea au de-a face cu măritișul și cu protecția oamenilor de spiritele rele. Cea mai cunoscută tradiție este punerea grâului la încolțit, care va indica cum va fi recolta în noul an. În popor, noaptea de Sfântul Andrei este un fel de Halloween al românilor, însoțită de foarte multe tradiții și superstiții. Conform oamenilor, în această seară, spiritele ies în lume, lupii vorbesc cu grai omenesc, în timp ce oamenii se apără de toate cele rele cu ajutorul vrăjilor și a usturoiului. De asemenea, fetele care doresc să se mărite obișnuiesc să ascundă sub pernă un fir de busuioc pentru a-și visa iubitul. Cel mai cunoscut și practicat obicei este acela prin care gospodarii pun greu la încolțit. Ce tradiții știți că sunt astea? Ce tradiții? Să pui grâu, să te la biserică. Am trei de ce se pune negru? Ca să te încerci norocul și dacă vezi că este vremea bună, la Sfântul Andrei, cât boaba dă mesiță. Să mărește ziua. Da. Ați pus greu? N-am pus mamă. Că am uitat. Voi pune de seară, că de seară nu este o problemă să zici că nu să mai pune.
să punem greu la... Așa știu. Nu știu. Să punem greu de aseară la un colțit într-o farfurioară, într-un vas, să punem apă și se vede cât crește, zice că așa ai noroc, dacă crește greu mare, ai noroc, dacă nu ai noroc, ca asta este. Am pus la nepoți, uitați, m-am pus, am un nepot și am pus greu într-o farfurioară. Tradiție nu mai ești. Mai știu, dar le-am uitat, nu mai știu eu acum. Noaptea de Sfântul Andrei se pune greu într-un strat subțire pe o farfurioară pentru fiecare membru al familiei. Fi responsabil de bunăstarea lui în funcție de cum a crescut grâul, așa va fi și următorul an pentru respectivul membru de familie. Bătrânii spun că Andrei spune ceva și despre recoltele anului agricol ce urmează. Un grâu frumos înseamnă o recoltă bogată pe câmpuri și în livere. Numele Sfântului Apostol Andrei, aproape 12.000 de persoane din județul nostru primesc astăzi din partea rudelor și prietenilor urările de sănătate și la mulți ani cu ocazia onomasticii. Numai în municipiul Giurgiu aproape 3.000 de cetățeni poartă numele de Andrei. Andrei și derivatele acest Giurgiu.
important de sărbătorit pe 30 noiembrie în fiecare an, mii de români își sărbătoresc ziua de nume și sunt pregătiți să primească cele mai calde urări, fie ele pe rețelele de socializare, la telefon sau față în față. În județul nostru poartă numele Sfântului Apostol Andrei circa 12.000 de persoane. Vă pot aduce la cunoștință următoarea situație privind numele de Andrei și derivate din acesta. Persoane de sex feminin în municipiul Giurgiu avem 1529, iar bărbați 1406. La nivelul județului Giurgiu, femeia avem 4712, iar bărbați 4206. Cu această ocazie le adresez și eu un sincer la mulți ani cu sănătate și prosperitate. Andrei derivă din grecescul Andreas, care înseamnă viteaz, bărbătesc. Cei care poartă numele Sfântului Apostol au timp de destul să petreacă alături de prieteni, pentru această zi a fost declarată încă din 2012 zi liberă, urmată apoi de Ziua Națională a României. Organizării unui spectacol caritabil sâmbătă într-un restaurant din Giurgiu. Cu banii adunați se încearcă sprijinul financiar al profesoarei Anda Ionescu, cea care are nevoie de importante sume de bani pentru tratamentul pe care l-a început.
singură, noi, prietenii tăi, suntem aici. Acestea au fost cuvintele de încurajare adresate Iolandei, profesoara Giurgiuveană, greu încercată de o boală pentru al cărui tratament are mare nevoie de bani. Și pentru strângerea fondurilor, prietenii i-au fost alături organizând un spectacol caritabil prin intermediul fundației din dragoste pentru oameni și al asociației Pui din Suflet. Soții Vera
ea se va face bine pentru că merită și Dumnezeu va fi alături de ea. În rândul numeroșilor artiști juveni și din țară veni să susțină spectacolul umanitar. A fost la Giurgiu și Paul Panait, fostul membru al trupei Gaspi pe Foc, chiar de ziua sa și-a lăsat acasă familia și-a venit la Giurgiu pentru prietena sa Iolanda, tot la fel cum a făcut după tragedia de la colectiv. Familia, e obișnuită pentru că sunt într-un turneu de vreo 3 săptămâni după tragedia din colectiv și e foarte bine că m-ați strâns eu, i-am donat familiilor cu probleme din colectiv. Și s-o destul de frumușică, așa că și familia bineînțeles că m-a acceptat și mă înțeleg. Iolanda, să fii puternică. Iolanda, suntem lângă tine. Iolanda, te iubim. Iolanda, sigur o să te faci bine. Păstorului este una dintre multele străzi din municipiu pe care nu numai că nu s-a lucrat niciodată pentru asfaltare, dar nu au fost efectuate nici măcar un minim de lucrări de întreținere. Locuitorii de pe această stradă aproape că nu mai cred că vor putea circula vreodată în condiții cât de cât normale. Este iarnă sau vară, de câte ori ninge sau plouă, începe calvarul pentru locuitorii de pe strada Păstorului.
legătura între șoseaua Bălănoaie, nu a ieșit și șoseaua Ghizdarului. Vorbim așadar de sute de familii care aproape și-au pierdut speranța că vor putea circula pe această stradă altfel decât o cu greu noroaiele și bălțile sau trecând prin ele, fiindcă sunt porțiuni unde bălțile nu pot fi ocolite. Oamenii nu mai pun problema asfaltării străzii, ar fi mulțumiți dacă ar fi toate măcar lucrări de pietruire și de nivelare a străzii, astfel încât aceasta să se apropie de normal. Dacă se poate vorbi de normalitate pe o stradă dintr-un oraș care în anul 15 arată mai rău decât cele din mediul rural. Prost! Circulă, uitați! Vedeți cum e balta asta aici, adică apă. Aia trebuie, nu pot să trec nici cu picior. Acum totuși s-a mai tras apa, dar se vedea până la gard apa. Nu putea să trece nici pe jos.
nemulțumirile cele mai mari ale locuitorilor de pe strada Păstorului o reprezintă și faptul că nu au nici măcar vreo veste în legătură cu realizarea unui proiect prin care să fie modernizată și strada lor. Nu se știe când va apărea un astfel de proiect sau dacă el va apărea prea curând. Până atunci așteaptă și își manifestă nemulțumirile de fiecare dată când au ocazia. Sperând ca administrația municipală îi va auzi. Luna de decembrie vine cu o scădere semnificativă în vânzările masei lemnoase. Spun administratorii depozitelor de lemne de foc din oraș, majoritatea celor care se încălzesc cu lemne și cărbuni se aprovizionează încă din luna august. Însă și giurgiuveni care rămân fără lemne în plină iarnă, iar comercianții sunt pregătiți să facă față tuturor solicitărilor. Statistic de la 1 decembrie începe iarna, însă temperaturile de afară aduc mai mult a toamnă. Chiar și în astfel de condiții juvenii care locuiesc la curte și-au făcut din timp aprovizionarea cu lemne de foc. Puțini sunt cei care vin acum la depozitele de lemne să își cumpere lemnele și cărbunii pentru următoarele luni. Cei mai fideli cumpărători au rămas la fel ca în fiecare pensionarii care se gândesc din timp să se aprovizioneze cu masă lemnoasă să fie chiar și pe caiet. Acest lucru a făcut ca începutul perioadei de iarnă să vină cu o scădere semnificativă a vânzării de lemne. Vânzarea de lemne pe perioada asta a început puțin să mai scadă. Pentru că vă dați seama toată toată populația municipiului Giurgi își face aprovizionare din
septembrie, octombrie chiar. Acum ai scăzut puțin și mai ales a scăzut că nu e nici putere de acum. Seama pentru Giurgiu sunt foarte, foarte, foarte puține. Cât este o tonă de lemne la dumneavoastră? O tonă de lemne la noi costă 330 tăiat. Este câteva luni de iarnă, trebuie să fie ca și în anii trecuți destul de generos. Vestea bună este că cel puțin deocamdată administratorii depozitelor de lemn nu au de gând să majoreze prețurile în ceea ce privește vânzarea unei tone de masă lemnoasă. În acest moment, o tonă de lemne tăiate și sparte se vinde de lei. Șoferii își vor putea achita amenzi zile auto la orice bancă, trezorerie sau primărie. Asta este una dintre prevederile unui proiect de lege propus Parlamentului de către Ministerul Finanțelor. Pentru ca șoferii să poată achita amenziile auto la orice bancă, trezorerie sau primărie, procesul verbal urmează să conțină pretipărite datele de plată cu un cont unic la finanțe, iar polițistul a introduce procesul verbal în sistemul informatic. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de lege trimis în Parlament de Ministerul Finanțelor și care se referă doar la persoane fizice. Procedura actuală de plată a amenzilor ar putea fi astfel înlocuită cu efectuarea plății oriunde, pentru că procesul verbal va conține informațiile de plată necesare. Aceasta înseamnă amenziile vor putea fi plătite la orice bancă, trezorerie
primărie, respectiv oriunde există un sistem care permite o plată către o autoritate locală. Plata se va face într-un cont unic la trezoreria finanțelor publice, iar toate procesele verbale vor fi pretipărite cu o serie unică cu cifră de control, cu un cont unic, iar polițistul trebuie să completeze doar suma și CNP-ul persoanei respective. Procesul verbal va fi introdus în sistem de către doi polițiști și astfel toate informațiile se vor reconcilia imediat. Nu vor mai fi situații în care la primărie nu va mai fi evidențiată plata amenzii, iar contravenientului nu se va mai cere în mod inutil dovada de plată. Tot prin acest proiect, termenul de 48 de ore în care șoferii puteau achita amenda la jumătatea contravalorii este înlocuit cu 15 zile. O altă seară de literatură și artă încetate s-a consumat vineri în sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Vinea. Evenimentul organizat de Cenaclul Literar Lucea Fărul a cuprins în desfășurător lansarea celei de-a 17-a opere a scriitorului Giurgiuvean Tudor Rădan. Însă manifestarea a avut de dedicat profesorului Iolanda Ionescu. Giurgiuveni iubitor de literatură și frumos s-au adunat în număr mare în sala de spectacole de cultură pentru a participa la o nouă ediție a Cenaclului Literar Lucea Fărul. Evenimentul cultural a avut ca moment principal lansarea celei de-a 17 opera scriitorului Giurgiuvean Tudor Rădan, romanul La Gata. O seară în care se va lansa o nouă carte a scriitorului
Lunii noiembrie a cenaclului literar Luceafărul au putut admira în foierul centrului cultural și în salon de toamnă în care expozantele Petronela Toma Rodic care vede tânărul a petat la lucrări plastice realizate într-o cromatică aparte. Totodată manifestarea culturală a găzduit și un stand cu cărți ale autorilor juveni. Colectați în urma vânzărilor fiind folosiți în scop caritabil pentru profesorul Iolanda Ionescu, un iubit dascăl juvean care se luptă cu o boală crâncenă. Familii de actori comici, Ben Stiller s-a născut pe 30 noiembrie 1965 la New York. A jucat teatru și în ciuda faptului părinții săi au vrut să-l țină departe de viața de la Hollywood. Juniorul a ajuns să joace în filme care au adus beneficii substanțiale pe piața Statelor Unite. Din vedere al unor admiratori sau critici de film, Ben este considerat un rege al comediei. Benjamin Edward Mira Stiller, cunoscut ca Ben Stiller,
surprindă atâta timp cât actorul vine dintr-o familie de actori comici. Un evreu de origine polono-austriacă și Ana Mira, o irlandeză convertită la iudaism, cu un fizic care să-l ajute în jocul său și cu o prestație actoricească exemplară, Ben a căpătat renumele de rege al comediei. Filmele sale aduc mare beneficii materiale de peste 2 miliarde de dolari Statelor Unite ale Americii și Canadei. Zoolander este o astfel de producție. I'm with Interpol. I need your help. She's I trust her. În afară acestui film, la care actorul new-yorkez este și producător, Ben mai semnează regia și scenariul mai multor pelicule. Unele fiind chiar și producător. Apoi, dincolo de faptul că a fost frecvent invitatul unor televiziuni, Stiller este și regizorul sau producătorul mai multor episoade a unor seriale TV.
Giurgiu. De ziua națională a României, vremea la Giurgiu continuă să se încălzească, însă în condiții de cer temporar noros cu 2-3 grade peste valorile normale ale acestei perioade, în județul Giurgiu se vor de la Bolin, Timvale, Mihai, Leși, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 11 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză între 25 de kilometri pe oră din direcția vest-sud-vest spre presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 93% sunt în creștere cu 35-45 cm, cota probabilă fiind 242 cm. Urmează emisiunile Sport Arena și audiența. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție.